She is good Don't let her fail No, I do fiți binecuvântați. Am un verset, jumate dintr-un verset, Genesa sau în ebraică, Bereșit, 17 cu 1. Partea a doua. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, îi spune Dumnezeului lui Avram. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Umblă Înaintea mea. O să găsiți câteva a, versete unde spune: Enoch a umblat cu Dumnezeu, Noe a umblat cu Dumnezeu. Dar lui Avrami se cere să umble înaintea lui Dumnezeu. Ai umblat vreodată înaintea cuiva? Ce înseamnă să fii înaintea cuiva? Ați văzut lupul Alfa? Lupul alfa merge înaintea turmei și trebuie să treacă prin zăpadă, să deschidă calea pentru ceilalți. Asta înseamnă cumva să deschizi calea pentru Dumnezeu, a umbla înaintea lui Dumnezeu. Cei mai ușor să umbli cu Dumnezeu sau înaintea lui Dumnezeu e mai ușor și mai greu este să umbli înaintea lui Dumnezeu. Și o să vedem pe unde ești tu. O să facem o radiografie să vedem unde te reprezinți tu pe hartă. Ce înseamnă când umbli cu Dumnezeu? Când ai cea mai mare libertate? Când umbli cu Dumnezeu, sau când umbli înaintea lui Dumnezeu. E prea jos acum. Când, când ai mai multă libertate? Atunci ai mai multă libertate, zici tu. Alcineva. Ce ziceți? Când ai mai multă libertate? Când umbli cu Dumnezeu? Sau înaintea lui Dumnezeu? Când umbli înaintea lui Dumnezeu, nu? Ai mai multă libertate. Oh. Și responsabilitate mult mai mare. O responsabilitate mult mai mare. Întrebarea este, poate fi libertate fără responsabilitate? Este imposibil. Dar ce înseamnă responsabilitate? Response, ability. Adică abilitatea. De a răspunde, de a-ți asuma, de a răspunde la stimul din exterior, la autorități exterioare, de a răspunde în fața ta, a răspunde. Nu? Că a, nu se poate să stai așa, știu, ca o momâie Trebuie să răspunzi, să ai reacții, să fii proactiv. Trebuie să răspunzi în fața propriei tale conștiințe. Trebuie să răspunzi în fața Transcendentului, în fața lui Dumnezeu, trebuie să răspunzi în fața oamenilor, să ai un răspuns pentru oameni și trebuie să ai un răspuns pentru Univers, pentru Natură. Și în funcție de ce răspuns dai tu, poți să ai libertate sau să-ți anulezi libertatea. Poți să ai libertate sau să o anulez. Deci, a, a, și modul în care tu răspunzi la toate astea se constituie într-o etică. Modalitatea de a răspunde, de a interpreta acțiunile care vin înspre, înspre tine și a le da un răspuns este o etică, se formează o etică. Unii dintre noi, au o etică inadecvată, adică nu, se, nu răspund la nivelul la care ar trebui să răspundă. Nu ating ținta, și asta în limba greacă se numește hamartia, adică păcatul este numit hamartia a ținti mai jos decât e capacitatea ta, decât se așteaptă de la tine. Și pot să fie tot felul de scuze pentru că nu am făcut chestia asta. Eu nu pot să fac lucrurile astea pentru că sunt determinat. Adam are stilul acesta de gândire. Femeia, din cauza femeii, nu pot să fac. Dar nici femeia nu este mai prejos, din cauza șarpelui nu pot. Scuza aceasta uh, nu a rămas doar la Adam, este prezentă și în zilele noastre. Suntem determinați de forțe economice. Mă eu nu mă pot ridica din condiția asta de sărăție, că așa a fost și tata, așa a fost și mama, așa a fost toată lumea. Păi nu mă pot opune cu oia care au gros în gheșet. Sunt determinat de ceea ce am oștenit de la ceilalți. Sunt determinat de. Forțele astea economice, spune Marx, care mă împiedică de structurile acestea economice și de-aia nu pot să fac față. Am o scuză. Sau este la mozdă psihologia genetică, psihologia evoluționistă, neurologia. Nu studiile neurologie nu avem suficientă libertate sau libertatea este o iluzie, pentru că suntem determinați de genele noastre. N-ați auzit scuza asta? Așa sunt eu. Și așa m-am născut. așa e temperamentul meu, așa și genele mele. Eu nu pot face nimic, sunt determinat. Ei, sau știu eu, traumele. Am suferit o serie de traume și nu pot să mă ridic, nu pot să am libertate. Vreau să fac anumite lucruri, dar traumele astea mă țin dependent de droguri sau știu, dependent de pornografie sau altceva. Traumele sunt de vină. Adică, o etică a responsabilității inadecvate. Nu este ok să privești viața așa pentru că. Vei dezvolta o mentalitate de victimă. Am o întrebare. Victima este liberă. Este, este constrânsă de propria narațiune. Se autolimitează cu propria minte. Sunt o victimă. Nu trebuie să accepti condiția de victimă pentru că această condiție nu te lasă să trăiești la... Potențialul tău maxim. Și la ce ne cheamă Dumnezeu până la urma urmei? La libertate maximă. Este cel mai înalt statut pe care îl poți dobândi să umbli înaintea lui Dumnezeu, să ai libertate maximă. Creștinismul și iudaismul nu este posibil fără uh, această libertate. Deci am zis că tu trebuie să dai socoteală în fața uh, autorităților, structurilor sociale trebuie să dai. Dar dacă rămâi numai acolo la da uh, socoteală în fața structurilor sociale și ești foarte responsabil, se numește că n-ai ajuns la pușcărie și ești un cetățean onorabil. Oare ăsta este scopul suprem al vieții tale, să nu ajungi la pușcărie, să-ți plătești taxele, să fii un om al cetății? Asta înseamnă meritocrație. O să-ți dăm o medalie de cetățeanul de onoare al orașului Oradea. Oare asta e tot? Acolo trebuie să dai tu socoteală. Sau vei fi erou dacă Răspun Spiritului Național: că tot e, a fost ziua României ploioasă, adevărat, cel cu ziua la noi va Vei fi un erou să dai, să fii responsabil de uh, uh, Spiritul Național în fața Spiritului Național. Dar acum nu mai uh, există Spiritul acesta prea uh, profund pentru că trăim într-o lume globală. Și ce să zic eu unui tânăr să moară pentru patrie în zilele noastre? Ce înseamnă patria? Corporații conduse de olandezi, corporații conduse de americani, pământ cumpărat de germani sau nu mai știu cine. Pentru cine să mori zilele astea? Cui să fii loial în aceste zile? Deci, pot să... Fii responsabil în fața structurilor sociale sau poți să fii responsabil în fața propriei tale imagini? Adică, onoarea mea, imaginea mea. Nu poți să fii oricum, cam o imagine. Tu nu te poți comporta oricum, spune uh, un ozical franțuzească, noblesse oblige, adică. Uh, noblețea te obligă, tu nu poți fi ciuriburi de aici, de acolo. Trebuie să dai socoteală în fața propriei tale conștiințe, în fața onoarei. Pușkin a fost gata să moară pentru onoarea lui, că soția lui avea o problemă cu cineva și ăsta l-a provocat la duel pe respectivul, a fost rărit și a dat colțul da, asta înseamnă să dai socoteală în fața onoare. Dar dacă rămâi doar la onoarea ta și la a da socoteală structurilor sociale, mai lipsește ceva. Nu ești cu adevărat liber până nu ții cont de toate elementele în fața căruia ești responsabil. Trebuie să dai un răspuns adecvat că asta înseamnă responsabilitate, să dau un răspuns adecvat, un răspuns dumnezeesc, un răspuns divin. Și acel element în fața căruia trebuie să stai și să dai socoteală este transcendentul, este Dumnezeu. Trebuie să dau socoteală în fața lui Dumnezeu. Adică nu-i tot una cum trăiesc aici pe pământ. Pământul acesta a fost finisat oare atunci când s-a odihnit Dumnezeu și nu mai este rivic de lucru sau este de lucru. Tot timpul este de lucru. E haos și mulțumim lui Dumnezeu că e haos. Că se poate face ceva. Dacă nu ar fi haos, ci totul ar fi ordine absolută, ai mai putea să faci ceva. Static. E static, e fix, nu mai poți face nimic. Dar pământul e viso. Și cineva trebuie să umble în fața lui Dumnezeu aici pe pământ. Zice Scriptura, caut un om care să stea în spărtură. Dar nu găsești, nu, gă, nu găsești ușor un om care să stea în spărtură. Este o poveste uh, despre creație. Dumnezeu a creat universul, a creat lumea și au fost câtva îngeri care s-au uitat ce face Dumnezeu. Și primul din îngeri zice extraordinar, cum l-ai făcut funcțional, totul este în echilibru, zice îngerul. Cum ai reușit să-l faci? Ăsta era un înger cu apucături de inginer. După aia a venit un alt înger și zice, extraordinar, culorile alea, aurola boreală, extraordinar, ce lumini, ce... Doamnă, fii atent, ce ai făcut acolo? Wow, ce frumos e. Ăsta era un înger cu vedere artistice. Un alt înger s-a uitat la pământ și a zis, extraordinar, ce bogăție! M'il l dai mie, Doamne! Ăsta era un înger cu reflexe de capitalist, să dure capital. Și a fost încă un înger, al patrulea înger, care a zis, Doamne, văd că tu ai făcut pământul, Doamne, dar nu-i gata, pot să intru în parteneriat cu tine, să lucrez ceva, să te ajut. Ăsta e îngerul care are mentalitatea lui Avram, care umblă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate intra aici în pământ, pe pământ, așa numai. Are nevoie de un avatar ca să intre aici. Cine se pricepe la jocuri de astea on computer știe că nu poți să joci dacă nu ai un avatar, nu? Degeaba strici tu, bă, mișcă-te încolo, fă invers, că nu se întâmplă nimic trebuie să ai un avatar, un personaj, adică care îi în jocul respectiv. Dumnezeu are un avatar aici pe pământ. Când strigă Dumnezeu, fă așa, fă, dar îi trebuie un avatar. de -aia zice, caut un om care să se bage în spărtură. Îi trebuie avatar lui Dumnezeu. Care să-l reprezinte pe Dumnezeu aici pe pământ. De asta are nevoie Dumnezeu. De un om care să-l reprezinte pe el. Și omul acesta dă socoteală în fața propriei conștiințe, nu și anulează conștiința lui. Nu ajunge robul fără personalitatea lui Dumnezeu, că o să vedem imediat un rob de la fără personalitate, care au făcut după ce i zis Dumnezeu și-a anulat supurere totală. Deci trebuie să dau socoteală, să răspund în fața propriei conștiințe, să-L reprezint pe Dumnezeu în fața oamenilor, să dau răspunsul divin oamenilor. Să dau un răspuns divin universului, naturii estea, Să mă comport dumnezeiește cu natura. Să o respect, să iubesc natura așa cum o face Dumnezeu și să dau un răspuns adecvat lui Dumnezeu. Și e foarte greu să le ții pe toate astea în echilibru, nu? E ca și cu bilele. Încearcă să dai cu o bilă, să vezi. Dacă răspunzi numai de tine, cumva o scos la capăt. Când ai și familie, copii, mai multe bile, e mai complicat. Și când ai și pe Dumnezeu, oi, 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 că El e pretențios, zice, umblă înaintea mea acum, așa, târâși grăbiși. Zice, fără pată să umbli înaintea mea. El are pretenții maxime, să știi. Na, dă cu toate bilele astea să vezi cum e. Dar știi, îți pierzi libertatea. Adică nu ți-o pierzi, ci funcționez la un nivel mai jos. Și Dumnezeu vrea să funcționez la cel mai înalt nivel. Cu cât ești mai sus, cu atât ești mai liber. Uită-te cei care dau... Cine, cineva zicea despre legislația din România, zice, vă, sunt trei categorii. Legea dată în România e așa ca o barieră. Câinii se bagă pe sub barieră, la o problemă câinii. Țuște au intrat. Boi se opresc în fața barierei, că nu pot trece. Iar caii sar peste barieră, care e cel mai liber, câinii și caii, în cazul ăsta. Dar cine are putere mai mare? Cel care e deasupra legilor, nu are libertatea cea mai mare. Deci Dumnezeu vrea să te ducă la cel mai înalt nivel sau ai cea mai mare libertate. Dar pentru asta tu trebuie să înveți niște chestiuni, să trăiești responsabil la nivelele pe care ți le-am spus. Și acum, interesant că Scriptura, deși Scriptura ebraică, Tanah, Vechiul Testament, e o carte a evreilor, nu începe cu Avram. Care e părintele evreilor? Avram. Dar începe cu Adam, începe cu Cain, începe cu Potopul, începe cu turnul Babel. De ce începe Dumnezeu așa? De ce începe așa Scriptura? Dumnezeu nu face nimic fără o țintă foarte clară, fără un scop. Este o explicație pentru asta. Înainte de Avram, avem o dramă în patru acte. Adică e drama lui Adam și Eva, drama lui Cain, Noe și turnul Babel. Patru drame. Dar toate ne transmit un mesaj foarte puternic care se regăsește în cele din urmă în istoria lui Avram. Hai să le luăm pe bucățele. În primul rând, o să trecem repede din fiecare, poți să faci un mesaj, dar nu avem timp. Despre Adam și Eva. Sunt puși în fața pomului cunoașterii binelui și răului. Și oamenii toți se leagă ce era cu pomul ăla, era măr, cum era, ce era. Nu despre asta este. Nici nu ne interesează cei cu pomul ăsta. Pomul înseamnă invitația de a da socoteală, invitația spre libertate. Asta înseamnă pomul cunoașterii binelui și răului. Acolo sunt niște limite, practic, puse de Dumnezeu. Ce faci, Adam? Treci limitele. Sau nu treci limitele? Uită-te, intenționat îl pune Dumnezeu în fața pomului. Și în engleză există a, a, termenul pentru păcat, transgression. Să treci peste limite, transgression. Averach în evreiește, să treci granițele. Asta înseamnă libertate? Oare să treci orice graniță? care vrei tu să pe care vrei tu să o treci. E libertate? Sau poate fi o capcană? Pare libertate, nu? Să treci orice graniță. Dar în cele din urmă te trezești în moarte. Zice Scriptura, multe căi par bune omului, dar la urmă constată că duc la moarte. Sunt niște legi fizice pe care tu vrei să le treci. Încearcă să învinci legea gravitației fără să ai uh, echipament adecvat să vezi ce se întâmplă dacă treci granița forțelor uh, naturale. Dai colțul până la urmă dacă sari dintr-un loc neadecvat. Ești, se numește că ești liber. Da, ești un om liber și tâmpit în același timp. Și la ce folosește genul acesta de libertate? Ei, și asta e problema noastră a oamenilor, că nu ne plac limitele, așa că nu ne plac. Dacă mama desenează o linie, copilul nu-i voie să treacă pe aci. Ce face copilul? Să uită când mama nu-i atentă să treacă pe acolo. Exact ce nu vrea mama? Îi în firea noastră să vrem să trecem limitele. Sunt limite naturale și nu ne place chestiunea asta. Oamenii din totdeauna au visat să zboare. Nu ne place să fim constrânși aici în anumite limite fizice. Și mai mult, inteligența artificială să ne scape de muncă, că ne constrânge munca asta, tehnologia este un ampanaj a științei, o încercare a omului de a depăși limitele. Îi rău că vrei să depășești limitele în felul acesta. Sunt riscuri. A, bomba atomică este o încercare de a ne depăși limitele sau energia atomică, inteligența artificială. Problema este că dacă vrem să depășim limitele fără să ținem cont de limitele morale pe care le impune Dumnezeu, va fi un dezastru cu toate lucrurile acestea. Dacă nu, dacă nu impunem limitele puse de Dumnezeu din perspectivă morală, psihică, spirituală, atunci va fi dezastru. O mai maimuță are limite morale. Nu. Dă-i o mitralieră să vezi ce se întâmplă într-o adunare ca noastră. Ce va ieși dacă ea nu are limite morale? Ne trimite în sânul lui Avram pe toți. Așa din joacă, înțelegi? Că nu are limite. Și problema omenirii e dacă îl scoți pe Dumnezeu afară din ecuație, și tu depășești limitele naturale tot mai mult și mai mult, asta înseamnă pe termen lung un dezastru. Da, haidem să venim la Adam și Eva, că ne rătăcim pe legălu. Care este problema lor majoră, a lui Adam și Eva? Ei sunt vinovați de autodecepție, spune Jean-Paul Sartre vinovați de autodecepție. De ce? Se văd ca obiecte, nu ca și subiecte. Ce înseamnă să te vezi ca un obiect? Care e diferența dintre un obiect și un subiect? Manipulat. Cum? Manipulat. Ca și obiect poți fi manipulat. Deci ca și obiect. Ei se văd ca și obiecte, Adam și Eva. Adică, eu sunt o victimă a circumstanțelor. Din cauza femeii pe care mi-ai dat-o, asta n-am putut să țin. Reguli. Din cauza femeii, doamne, dacă îmi dădeai și tu o soție mai adecvată, era mai bine, dar nu pot să țin eu legile tale, nu pot să umblu eu înaintea ta atâta vreme cât am un soț dezastruos, o soție dezastruoasă, am și genele astea proaste pe care le moștenesc cu temperamentul ăsta. Nu pot, doamne, that's, that's it. Adică o fugă de responsabilitate. Eric Fromm a scris o carte, Frica de libertate. Cei mai mulți oameni, la cei mai mulți oameni, le este frică de libertate. N-am putut. Mi-aduc aminte că aveam un profesor foarte flegmatic la școală. Și unul dintre studenți ne-a dat eseu să facem. Unul dintre studenți n-a făcut eseu și întreabă profesorul, de ce n-ai făcut? N-am putut, zice. N-am putut, nu pot, adică sunt limitat, constrâns. Era se scarpilă în cap, profesorul. Era o farmacie vis a -vis peste drum se scarpină în cap, zice, bă, ia până aici, îl să duce până lângă el, ia de Uber, se întoarce cu spatele la ceilalți student, și arată pe geam, bă, vezi farmacia aia, mă, acolo în colț. Da, zice, du-te, mă, până la farmacie, poate... Au niște praf de putut acolo la farmacie și scupără niște praf să-ți faci eseu pentru data viitoare. Cumva Adam este convins că el nu poate. Fuge din asumarea responsabilității. Și când falimentez în a-ți asuma responsabilitatea, rezultatul este că merge în exil. Vă aduceți aminte când Adam și Eva au păcătuit, i-a scos din grădina Eden, când poporul a păcătuit, ce s-a întâmplat? I-a scos în exil. Ce înseamnă în exil? Cum? Exilat, exil, exilat, e clar, pe limba română este. Adică tu ai fost conceput pentru o poziție înaltă. Și ești exilat pe o poziție inferioară. Vă aduceți aminte de îngerii care spune și au părăsit locurile cerești și au ajuns într-o poziție inferioară. În momentul în care tu ai mentalitate de victimă, de nu pot, nu se poate, nu există, vei fi exilat. Din punct de vedere material, vei fi exilat. Nu te bucur de ceea ce Dumnezeu intenționează să-ți dea. Că Dumnezeu îți dă, să știi, dar nu ți bagă în traistă, zice proverbul românesc. Tu te autoexilezi prin mentalitatea asta, nu se poate. La Henry Ford au venit unii și au zis, nu se poate face motorul ăla în opt cilindri, dar e prostie, unde as mai auzit este? Nu se poate! Nu există, nu se poate. Și Henry Ford a zis, mă, dacă tu crezi din toată inima Că nu se poate, chiar nu se poate. Ai dreptate. Tu ai dreptate. Dacă crezi din toată inima că se poate, iarăși ai dreptate. Depinde de care parte vrei să ai dreptate. Nu există că nu se poate. Altfel nu ți-ar cere Dumnezeu dacă nu s-ar putea. Și vei fi în exil, din punct de vedere material, din punct de vedere psihologic. Dar eu nu pot să-mi înving gândurile astea mizerabile și stările astea emoționale. Cine ți-a zis că nu se poate? Se poate dacă vrei. Dar zice Scriptura, voi nu v-ați împotrivit până la sânge împotriva păcatului. Da, Împotrivește-te până la sânge și o să vezi că se poate. A Lucain i-a zis, vezi că păcatul pârdește la ușă, dar n-ai nicio putere în fața lui. Nu așa i-a zis uh, scrip, Dumnezeu. Se poate să stăpânești. Se poate să stăpânești răul din tine. Ai putere, că altfel nu ți-ar cere. Deci, exilul îi răspunsul pentru cei care sunt pe mentalitatea lui Adam. Și Adam este cel care fuge de libertate și externalizează responsabilitatea. Externalizează, adică eu nu... Ca și un copil, asta face copilul. Și o externalizează mama, tata, guvernul. Nu avea mentalitate de copil. Fii copil când e vorba de răutate. Dar nu când trebuie să-ți asumi responsabilitatea. Nu ne da astfel de răspunsuri. După aia îl avem pe Cain. Deci Adam și Eva nu vor să-și asume responsabilitatea. Cain vrea să-și asume libertatea, adică nu responsabilitatea. Cain vrea să-și asume libertatea sau nu? Vrea? Vrea total. E extrema aia la alta lui Adam. Adam se teme de libertate, fuge. Cain vrea toată. Și Dumnezeu să fie la picioarele lui și frate su. Toată lumea vrea să fie la picioarele lui. Spune acolo în Genesa, din versetul care l-am citit, că păcatul stăpânește la ușă și așa, ascultă ca ei, nici vorbă. Se scuză ca și Adam, dă vina pe ăla și pe ăla. Nu dă vina pe nimeni, nu zice, n-am putut, nevasta e de vină, frate de vină, nu zice. Am putut, dar nu vreau. Adică eu nu vreau să mă supun nici unei autorități în afară de mine însumi. Care îi mai adulat în zilele noastre mentalitatea lui Adam sau a lui Cain? A lui Cain. Mentalitatea lui Cain zicem, ăsta e liderul puternic. Să te păzească Dumnezeu de un lider de ăsta puternic. Voia mea, după mine, potopul. Nu? Pe noi nu ne interesează. E voința de putere. Nice este adeptul atitudinii lui Cain. Nice în voința de putere. Uite ce zice, dice... Uh, dacă negăm darea de socoteală, acesta este modul prin care răscumpărăm lumea. Să am puterea totală, eu nu trebuie să dau socoteală nimănui lui Dumnezeu transcendentului, decât dorințelor mele trebuie să dau socoteală și emoțiilor mele, să fiu eu bine. Și case, după asta nu mai contează nimic. Ce zici de asta? Nici măcar în fața conștiinței nu mai dau socoteală. Hitler spunea, influențat de Nietzsche, de sigur, conștiința este o invenție evrească. Nu e prostie să dai. Și acum Eric Fromm zice că genul acesta de oameni fac chestiunile astea dintr-un sentiment profund de singurătate și neputință. supra -compensează pentru sentimentul lor de singurătate și neputință. Sunt copiii cărora li s-a încălcat granița în mod flagrant de către autoritate. Au intrat cu cizmele în viața lor, cu buldozerul în viața lor. Și din copiii ăștia, vigează, ai grijă ce faci cu copiii. Din copiii ăștia rezultă de obicei două categorii. Abulicii, abulicii aceia care nu au o voință, îți bugarda jos, că a învățat că în fața autorității mucles, nu ai ce face. Și sunt pe nicăieri. Și există cei care ripostează imediat. Atacă înainte să fie atacat. Când intră într-un grup, imediat se gândește pe cine să fauteze. Vede că are mai putere mai mare să-l dea jos. Numai el trebuie să fiu in charge here. Numai eu trebuie să controlez totul în încăperea asta. Și acești oameni sunt power addicted, dependenți de putere. Ceilalți, abulicii, sunt dependenți de substanțe trag pe nas ca să se simtă și ei că funcționează. Mălâcă, exagerat sau știu, fac tot felul. Sunt traumatizați și compensează prin dependențe. Iar ceilalți sunt dependenți de putere. Adică asta e very addictive. La fel ca și drogul, puterea poate să fie de adictivă. Calcă pe toată lumea în picioare. Hitler, la care i s-au încălcat granițile în mod constant, zice, la 21 de lovituri de bici stăteam și nu scoteam un scâncet. El se laudă, vezi ce părița avea, ne-am eu cu capul să-i faci asta la copil. Omul ăsta este setos de putere și va face totul să ajungă în structuri de conducere. O să găsești mulți psihopați în structuri de conducere. Stalin, ăsta e psihopat toată ziua, în structuri de conducere. Compensează pentru marginalizare. El era georgian, nu era, sco nu era uh, rus. Și nu era foarte înalt și așa, era mai mic la înălțime. Ăștia compensează, știi, care sunt mai mici așa. Deci eu nu foarte înalt, dar... Da, în fine. Ăsta, Napoleon, Napoleon. Când era pe insula Elba, spunea că el e nebunit, nu rezistă fără putere. Are nevoie de putere. E ca un drog. Ăsta a fost Cain. Deci, Adam fuge de responsabilitate, de libertate. Cain și asumă întreaga libertate. De ce se teme Cain? Nu se teme de libertate, ăsta e un aventurier. Nu se teme de libertate, se teme de libertatea celorlalți și de libertatea lui Dumnezeu, de a se teme. Aia la amenință pe el. Și să venim la noi. Stai că n-am ajuns după până la jubate, disbeck și tipul ce zboară. Noie. Omul total supus lui Dumnezeu. Am putea să zic islamist. Islam înseamnă supunere totală. Aia înseamnă islam. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Oare, ia să vedem. O să zici că da, că zici acolo, Pavel roba lui Hristos, adică Pavel supus, robul ce drept avea? Niciun drept, supus lui Hristos, sclav. Stai să vedem că acum vă bag în ceață un pic, sper să nu vă smintesc. Că mie îmi place să-i provoc pe oameni să gândească, știi, că altfel se plictisesc dacă nu mai gândesc. Deci, omul acesta umblă cu Dumnezeu, și face voia lui Dumnezeu. A zis Dumnezeu, exact ăștia să fie, să fie dimensiunile la corabie. A făcut așa cum a zis Dumnezeu. Bagă două, câte două animale. A făcut așa. bagă familia. A făcut așa. A comentat ceva cu Dumnezeu. Exact ce i-a zis Dumnezeu. <gângătă -s> da. Da, da, așa e. Dar ce eu zis Dumnezeu, exact aia au făcut. Și noi am pune medalie de, de sfânt. Că au făcut exact ce eu zis Dumnezeu. Acum a, am auzit pe unul care o divorțat de nevastă sa. Zic, au întrebat prieteni, bă, dar de ce ai divorțat? Zice, bă, era asiatică și era prea obedientă, prea supusă, asculta absolut tot. N-avea nici o opinie. Eu m-am căsătorit cu cine? E posibil un dialog cu cineva care nu are nicio opinie, nu are nicio posibilitate. Dumnezeu te cheamă la dialog, înțelegi? când nu este posibil dialogul. Știi când nu este posibil? Când ești mești, te confuz cu celălalt total. Unul l-a colonizat pe celălalt. Vrea Dumnezeu să te colonizeze oare pe tine? Să nu mai ai nicio idee tu. Dacă nu mai ai nicio idee, mai ai libertate. S-a dus pe apa sâmbetei ai cu libertate te cheamă la asta Dumnezeu? nu cred că te cheamă la genul ăsta de gândire Dumnezeu când nu mai este posibil dialogul când sunt două, două persoane cu convingeri definitive adică vă astea sunt convingerile mele fundamentaliste absolute nu mai e posibil dialogul dacă și tu ai genul ăsta de convingeri fundamentaliste, absolute. Nu mai poate fi nimic între noi. Și oamenii cu convingeri absolute sunt proști. Sunt oamenii proști cu convingeri absolute. Ai picat în prostie în momentul acela când ai convingere absolute. Bă, eu știu, eu zburi cu pământul. Tu nu știi nimic. Be open-minded. Fii cu mintea deschisă, dar nu foarte deschisă să spice creierii pe jos. Fii cu mintea deschisă. You know? Nu fi obtus Că atunci nu mai există niciun dialog cu tine. Nu mai putem avea niciun dialog. Iar Dumnezeu te cheamă la dialog. Și uneori trebuie să comentez cu Dumnezeu. Ce a făcut? Ho, oh, stai, ce am zis la biserică? Să cobetez cu Dumnezeu, auzi. Ce a făcut Avram? Ce a făcut Avram când i-a zis Avram, Domnul, băi, Avrame, mă duc și că să Sodoba și Gomora foc din cer. Ce o zis, slavă Domnului, voia lui Dumnezeu, asta e, n-avem ce face, Doamne ajută! Doamne ajută! E voia lui Dumnezeu asta! Asta a făcut! Asta a făcut Avram! Domne, dar nici vorbă să faci tu! Sau uită-l pe Moise, zice Dumnezeu, Nimices poporul ăsta, îl calc în picioare. Ce o zis Moise? Doamne, fii lăudat, baru, Allahu Akbar, -ah Allahu Akbar, -ah asta este Domnul Mare, uită cum îi nimicește, praise the Lord. Da? Ce a zis Moise? Mai bine omoră-mă pe mine. S-a pus de-a cu Dumnezeu. Sau nu? Deci Dumnezeu vrea să aibă relație cu o personalitate, nu cu un abulic. Că tu nu mai ai nici personalitate, nici voință, nici libertate. Cum vei merge tu înaintea lui Dumnezeu în condițiile astea? Tu trebuie să fii dus de mână. Am oameni cu care discut, numai, deja mă taie pe la ficați când au. Nu fac asta că poate nu-i voia lui Dumnezeu. Nu fac că nu-i voia lui Dumnezeu. Dar, pă, dar tu de unde știi dacă ești sau nu? Îndrăsnește-mă! Îndrăznește să vezi dacă e voia lui Dumnezeu și dacă nu-i, corectezi pe parcurs. care e problema? Ți-i frică că greșești, mă? Cea mai mare greșeală e să nu greșești niciodată. Go for it, du-te înainte. Dar dacă ia tot aceeași gafă, o faci la nesfârșit, ia nu-i bine. Ai grijă. Deci, uh, Noe era unul care vrea să se relaxeze vrea să se relaxeze, că rădăcina numelui îi relaxare în ebraică, înseamnă noi relaxare. Și au zis oamenii, o, vrem relaxare. Ce, tu poți să te relaxezi pe pământul ăsta? Dacă ai venit aici să te relaxezi, ai greșit planeta. Aici nu ai vreme să te relaxezi, înțelegi? Aici trebuie să fii activ până închizi ochii l-a întrebat tu pe Albert Ellis, avea 90 de ani. Zice, domnul, dar tu mai ești odată la pensie. Zice Albert Elis: domnule, mă confunzi. Cum să ies la pensie? Mai am o agendă pentru 10 ani. După aia vorbim. Vin peste 10 ani să spun ce am făcut. A trăit până la 93, dar el era activ. Avram e activ sau nu? se relaxează sau e activ. Până când a murit. Și ember vol, ce vre. Deci ăsta, ăsta, nu se lasă. Până, bă, până mor, eu trebuie să până mișc un deget, nu există că nu facem ceva. Genul ăsta de atitudine. Dar noi vrea relaxare. Când trebuia să fie mai activ, el se relaxează. Păi atunci când vezi tu că vine potopul, și tu stai așa flexat și zice, uh, uh, bă, da, cum să stai așa flexat când, când vine potopul? zice Scriptura că ești ca și Cain, că adică uh, nu ești responsabil de aproapele tău, trebuie să lupți mă, pentru aproapele tău, trebuie să dai socoteală în fața societății. Era un cântec mai demult, Eu și familia mea vom zbura. Tuc, tuc, tuc. Deci că era la flașnetă. Melodia. Eu și familia mea vom zbura. Bă, dar ce? Numai tu și familia ta trebuie să zbor. Ca și Ada, ca și ăsta noie. Numai eu și familia mea. Păi tu trebuie să fii atent la ceilalți, nu? Tu ești responsabil de lumea asta, suntem ca într-o barcă, știi? Și unul dacă face o gaură, zice, vă fac gaură dreptul meu, că e dreptul meu aici. Face rău la toți. Înțelegi la toți, dacă astupă o gaură, face bine la toți. Deci tu ești responsabil de mai mulți, nu numai de tine și de familia ta ca și noi, se spune despre el dic impleț. dic impleț, adică neprihăniți, sfânt în blană în ebraică. Țadic impleț, sfânt cu blană pe el. Știi că dacă îți iei o blană pe tine, te încălzești numai tu. Dar dacă faci un foc, se încălzești și alții lângă tine. Avram a făcut foc sau s-a încălzit în blană numai? A făcut foc să aibă și alții uh, uh, posibilitatea să se încălzească. Sigur v-am zis, numai un sfert din uh, tot ce mi-am propus. Dar hai să trecem repede la... Uh, uh, nu să închei prima dată cu țadicul impleț. Omul ăsta care își asumă așa, își anulează personalitatea ca să fie pe placul lui Dumnezeu 100%, dar se anulează pe el, tu nu poți să-ți anulezi personalitatea fără să răbufnească undeva, înțelegi? Dacă tu ești tot timpul ca plecat, ca soție, ca soț, undeva vei plăti prețul somatic, te îmbolnăvești, depresie, ceva faci, nu există. Ce-a făcut noi? Că e prea multă responsabilitate. Când îți pui prea multă responsabilitate pe umeri și te anulezi pe tine, s-a dus să mănânce din pomul necunoașterii binelui și răului. Că Adam și Eva mânca din pomul cunoașterii binelui și răului și a fost rușine. Nu? Ăsta vrea să-și anuleze conștiința. Îmi bea din vin, Tăria, bea, tăria, bea, de cuvilu uh, cu și era rușine la sfârșit. Niet, niente, nimic, nicio rușine că venit aia. El era uh, cheaul acolo, docau tehnic. Beat. Deci omul ăsta sfârșește în dependență, să-mi anulez conștiința că își asumă prea multă responsabilitate, înțelegeți? Și își anulează personalitatea. Dumnezeu vrea să ți-o dezvolți tu ca să fii în dialog cu el. Nu, nu trebuie, aia nu-i zbererie să ți alulezi personalitatea. Dacă copilul tău adolescent face gălăgie, se împotrivește ție, dă cu tronf, slavă Domnului, normal. Că dacă e acolo ca a plecat în fața ta și când are 30 de ani, tu ai o problemă, ai ai crescut tu pă pălău. ăla Trebuie să-și facă propriul sistem de valori, înțelegi? Și comentează cu tine ca să-și facă sistemul lui de valori. Și când are sistemul lui de valori, atunci poți să am un dialog cu el, că până atunci nu știu ce. E. La turnul Babel, oamenii ăștia au vrut să fie faimoși. Își dădeau socoteală doar lor nu și lui Dumnezeu. Zice Lord Acton, este rău să fii oprimat de o minoritate, nu? Când e, cum e în Siria acum, minoritatea și ită o oprimă pe el, alții, alții Dar și mai rău este să fii oprimat de majoritate, e mai rău să fii oprimat de majoritate. Pardon, și acolo majoritatea au zis, vom face un turn până la cer, nu ne interesează transcendentul, noi de noi, creăm paradisul pe pământ, cum a vrut și Marx să creeze paradisul pe pământ, cum a vrut și americanii să creeze piața liberă, absolută pe pământ și o dau în bară, nu mai funcționează. Hai să încheiem cu Avram. Avram, în comparație cu toate aceste uh, episoade dramatice pe care am încercat să le descriu acum, Biblia spune despre el că a umblat înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? El respinge determinismul. Că Adam nu l-a respins, a zis, sunt determinat de nevastă, n-am ce face. El respinge determinismul. Răspunde la asta când îi cere Dumnezeu. Dumnezeu a zis, ieși din țară. Ce însemna să ieși din Mesopotamia, cea mai bogată țară din lume? Din punct de vedere economic. Faliment. Adică, bă, eu nu depind de condiționări materiale, înțelegi? nu depind de cultură și de condiționările materiale. Că n-am duș, de mergi cu pe drumul ăla să vezi, călduri de -alea insuportabile. După 5 minute îți vine să faci duș dacă ești american sau european. Dacă nu, puțea primăvară. Avrame! Hai! După vină, dar nu sunt condiții, nu contează. S-a dus. Zice, ești din țara ta, ești din locul tău de naștere. Adică fii atent, că tu ai o condiționare genetică. Nu pune vina pe condiționarea genetică. Ești afară de acolo. Ești din casa tatălui tău. Casa ne formează pe noi, nu casa care m-a format. Ne formează structurile de gândire, personalitatea. În primii șapte ani este și proverbul, bă, ăsta îi lipsește șapte ani de acasă, ăsta îi lipsesc, bă, cei șapte ani. Atunci ți se pun bazele personalității, ești într-un anumit fel, zice Domnul, lasă asta. În comparație cu Cain, omul ăsta și asumă responsabilitatea morală. Cain a zis, ce sunt eu responsabil pentru fratele meu? Ce a zis Avram când era lot la strâmtorare? Lasă-l că fraier. Cine l-a pus să se ducă acolo la Sodoma și Gomora? N-a zis asta. Bă, eu sunt răspuns. Văd eu pe unul nevoie și eu să stau cu mâna în sân. Dar nu pot să stau. Nu pot să fiu uh, de ăsta țadic Nu mai eu să mă încăzesc. Restul... No, nu e o problemă. Și ce face ăsta? Uh, are și inițiativa atunci cu Sodoma. Nu se anulează pe sine. Și când te vede Dumnezeu că tu răspunzi cu caracterul lui, ăsta e caracter dumnezesc. E mai mult decât atunci când tu ești obedient și faci toate lucrurile la milimetru. E mult mai mult, mult mai important. Și în comparație cu turnul Babel, care voiau să aibă o faimă, zice Domnul, adul pe Isaca și jerfă. Avram, te fac faimos, mă, te fac extraordinar. Prin cine urma să-l facă faimos? Și să fie o binecuvântare. Prin cine urma să facă el sistemul ăla, poporul ăla faimos? Isac. Și zice, adul pe Isaac aici. Jerpă. Ce face el? Rămâne să-și facă o faimă? Dacă tu-ți folosești libertatea numai să-ți faci faimă, o să sfârșești în confuzie. Îi au sfârșit în confuzie de la turnul Babel. Dar ăsta, Avram, a fost gata să sacrifice faima pentru Dumnezeu. Și rezultatul? Un popor care a a avut un impact extraordinar în istoria omenirii. Copcio, gata, bab. mă opresc aici.